S-a schimbat schimbarea, propunerea din legile educației ca bacul să aibă din 2027 o singură probă scrisă la mai multe materii ar putea fi schimbată din nou. Limba română ar putea fi probă separată cu examen inclusiv la gramatică, a spus Sorin Câmpeanu. Modificarea ar putea fi făcută în urma consultărilor, peste 1000 de propuneri au fost făcute până acum. Urmează consultări publice pe 23 și 24 august, după care propunerile vor fi ajustate, iar legile ar trebui să intre în vigoare din septembrie 2023. Acum bacalaureatul se dă după legea din 1995, iar ultimele schimbări în lege au fost făcute în 2011. Niciunul dintre cei 23 de miniștri ai educației de după Revoluție nu a reușit să treacă o lege care să schimbe complet învățământul din România. Iar la legile de acum născute din proiectul România Educată se lucrează de 6 ani. Angela. Deci de 6 ani tot lucrăm la România Educată, consultări, propuneri, schimbări peste schimbări, nu știu. Mă simt prea încet. Nu, aici nu ne trebuie limită de viteză în acest proiect. Mă simt ca într-un film cu, mă rog, nu mai contează cu ce. Ideea e că eu nu prea înțeleg. Adică tu vii și îmi spui acum, așa, chiar și la nivel de propunere, că eu am nevoie să dau gramatica ca probă la BAC. Serios? Nu, n-am nevoie să dau gramatica ca probă la BAC ca să știu că elevul meu știe să scrie corect gramatical și să vorbească. Eu am nevoie să știu că tu, până de-a lungul anilor, dar cât se face gramatică? Până în clasa 8-a se face? Probabil, nu știu, se mai face și la liceu, nu-mi dau seama. Nu mai rețin treaba asta. Vreau să mă asigur că tu te ocupi de acel copil. În momentul în care a ajuns la finalul celor 12 ani de școală, obligatorii, să fie educat cum trebuie, astfel încât să nu mai avem această rată a analfabetismului funcțional trecută de 40%. Două direcții în care trebuie să mergem, Angela, ok? Ce direcții? Odată, ce zici tu, cu profesorii care să-și facă treaba, a doua, vorbim aici și despre elevi. Ăsta este un apel de trezire la realitate, că din nou mă pun în locul lor. Știu că la finalul liceului să dau BAC la gramatică. Ei bine, încep să mă pregătesc și încep să fiu atent. Trebuie să acord mai multă atenție acestor noțiuni de gramatică, pentru că este dintr-o dată o materie la care voi da un examen. Este un lucru extrem Ștefan, de important. Ștefan, exclus, cum adică în două direcții? În primul rând că elevul cu profesorul trebuie să fie fix pe o singură direcție, pe aceeași, și gramatica nu trebuie să devină o treabă specială. Doamne iartă-mă, e o chestie de bază. De ce să nu devină gramatica o chestie specială? Pentru că trebuie să ajungem la nivelul în care e o chestie de bază și lumea știe pur și simplu gramatic. Bă, domne, înveți gramatică pentru că este acolo, la bază. Nu. De asta. De ce trebuie să fie o chestie specială gramatica și de ce trebuie să se dea gramatică la BAC? Poate chiar în detrimentul unor alte materii. Pentru că de gramatică te lovești toată viața ta. E nevoie să știm cu toții să vorbim corect, absolut toți. E lucru care se vede imediat și care se vede din prima. La interviu de angajare, când postezi pe Facebook, pe Insta, pe TikTok, pe unde postezi tu, sau când dai un mesaj unei persoane pe care o cunoști. Pe când de fizică cuantică și matematică avansată, nu ne lovim cu toții în viața noastră. Păi scuză-mă, și tocmai pentru că gramatica este de bază în viața ta, nu ar trebui să fie de bază și în școală? Tocmai asta încerc să argumentez. Vreau să mergem foarte bine. Examenul face parte din școală, din ciclul școlar liceal. Și îți mai spun încă un lucru. E clar că în formula actuală lucrurile nu funcționează, Angela. Școlile așa cum ai zis și tu, scot pe bandă analfabeți funcționali. Dacă nu schimbăm ceva, nu vom vedea nimic de bine. Păi, dar nu mai vreau să mai schimbăm. Tu nu vezi că tot schimbă de 6 ani și nu se schimbă nimic? Ce schimbări sunt astea? Deci nu suntem pe direcția bună oricum. Vreau să mergem și în juriu la Indira. Indira, în primul rând, ți se pare sau nu o idee bună sau, nu știu, util să avem gramatica ca probă la bacalaureat? Nu știu să răspund la întrebarea asta dacă este sau nu este util. Însă ce pot să spun aici este că observând mulți copii tineri în jurul meu, multe modele pe care tinerii aceștia le
le urmăresc, influenceri, blogger și așa mai departe, uitându-mă la comunicarea care se face din ce în ce mai scurtă, mai social media language, da? Avem un limbaj social media, eu cred că ne-am îndepărtat foarte mult de gramatică și copiii nu mai știu să vorbească corect, să zic simplu, și cred că este foarte important să ne întoarcem la gramatică, așa cum spune Ștefan. Pe de altă parte, Angela, și punctele tale de ok, că este ceva de bază. Acum, multe lucruri trebuie să fie de bază, dar nu sunt. Pe de altă parte, este examenul un mecanism prin care ne gramatica cu adevărat sau nu? Este pe principiul acela, pedeapsă sau recompensă, în care eu nu cred. El nu există, adică un om nu funcționează decât pe un termen foarte scurt, pe bază de pedeapsă sau recompensă. Și atunci este examenul în sine ceva ce ne ajută. De asta nu pot să răspund la întrebarea asta clar, pentru că nu știu dacă examenul în sine ajută. Este clar că avem o problemă și este o problemă care se acutizează, dar poate totuși există o altă soluție. Nu știu care este. Indira, dar cred că putem să explorăm. Ai pus punctul pe i. Nu ți se pare, nu este clar pentru tine? Păi probabil de asta nu e clar în ce educație asta, pentru că toate propunerile astea sunt vii, nu e nimic clar. Avem niște propuneri, am mai găsit niște idei. Hai să mai ne gândim la ceva. Mulțumim. Tot timpul astfel de idei trebuie validate, trebuie pilotate, trebuie atras niște concluzii, niște corecții din acelea, așa am o idee și o implementez acum național și după aia văd ce se întâmplă. Dar da, cum consider că ar trebui să fie adaptată materia școlară astfel încât elevul să fie pregătit pentru viață și pentru meseriile viitorului? Adică ce materii crezi că ar trebui să introducem în școli și cu ce frecvență ar trebui să facem schimbările astea? Iarăși este o întrebare la care am cunoștințe prea puține ca să pot să răspund cu subiect și predicat la ea, dar ce pot să spun la fel, având foarte mulți copii în jurul meu, observ și discutând de fapt și cu foarte multe companii, da, viitorii poate angajatori ai acestor tineri despre care vorbesc eu acum. Ei spun așa, aceste companii, aceste directorilor de HR, avem nevoie de cei care vin să lucreze la noi, nu doar să știe, de exemplu în cazul meu, da, limbaje tehnice, să știe doar linii de cod, am nevoie ca el să știe când să tacă, când să pună o întrebare, cum să-și adapteze speech-ul de la persoanele cu care vorbește. Când, cum să aibă tonul, cum să aibă empatie, când să fie mai pushy, da, mai agresiv un pic în comunicare. Iar aceste lucruri care țin de, hai să spunem, inteligență emoțională, de relaționare, de conștientizarea sinelui în macroul lucrurilor, cred că sunt niște elemente pe care noi trebuie să le punem în educația copilului de progresiv, de la vârste mici. Și cred că asta lipsește cu desăvârșire. Mulțumim, mulțumim foarte mult, Indira. Hai să mergem tot în juriu și la colegul nostru, Răzvan Țupa. Răzvan, pentru că vorbim de gramatică, cum ți se par ție acei oameni pe rețele de socializare care atunci când nu mai au argumente, observă faptul că ai uitat o virgulă, ai pus un i în plus sau ai unul în minus și că în general, nu știu, n-ai... Avem nevoie de cât mai mulți oameni ca ei, mai ales la examenele astea de bacalaureat. Deci, ei se căutați la bacalaureat și ei stau pe net, vezi? Trebuie deci, să, da, trebuie să dăm bacup online, probabil îl organizăm pe Facebook. E de bine. Sunt poeți care justifică greșelile gramaticale ca fiind licență poetică. Cum vezi treaba asta? Sunt poeți care orice. Mie mi se pare că lucrurile stau invers. Multe reguli gramaticale sunt justificate prin ce au făcut poeții. Mulțumim, Răzvan. Mulțumim.